Salutare, oameni buni! Mă prind și eu noaptea pe aici, prin Sărăjan. Am stare, vreau să fac mișcare. Văd aici la Petrom 7,07 benzina, litru de benzina, 7,70 motorina standard. Când am plecat eu din țară, acum 3 luni, era 6 lei și ceva. 6,50 lei, cred că era prețul de pe litru de benzină. Acum a trecut de 7. Mâine păi nu se facă 8. Cum vin alegerile, o să mai scadă, mă gândesc, nu? Uite aici piața Titan. Deci era piață. Complex agroalimentar Titanul. $122 de noapte asta. Nu știam că există așa ceva, $122. E bine de știut. Catena aici, nici o farmacie nu e non-stop în zona Sărăjan. Aici este și un amanet, ia să vedem. Programul doar electronice. Au apărut astea cu mașini, telefoane, chestii. Arăt și Bucureștiul celor care mă urmăresc, că am citit și în comentarii că frumos Bucureștiul, spunea Simona. Și cine se mai uită? Și că vreau să vină la București să viziteze. Aici e patiserie Luca. Normal că e închisă la ora asta. Trecut de 1 noapte, am vrut să mă plimb până în centru, dar... Ia uitați, sectorul 3 în pericol să piardă 11 hectare de spațiu verde. Luptăm pentru parcul Iore. Vedeți? Azi am fost pe acolo, dar n-am avut chef să filmez și nu se mai putea intra în parc acolo, pentru că au închis parcul și sunt copaci tăiați. Știți că am mai fost anul ăsta pe acolo. Ia uitați pe Aur. Eu Aur cred că votez pe prietenul meu Simion. Alianța pentru Unirea Românilor. Pe tine te votez, prietene. Chiar dacă s-a vorbit că e mână-mână cu, nu mai știu cu cine, cu PSD-ul. Asta este zona Sălăjan. O iau spre Teodor Paladin cu peron pe partea stângă. Se vede destul de clar, fără bliț și noapte, vedeți? Dacă e un telefon bun, se vede bine și noapte. Mâine cred că merg la Glătar. Uitați, românii au Mercedes, Merțan. Dacia.
chiar îmi place în România, mai ales în București, dar prefer și Constanța, adică la mare, chiar îmi place foarte mult la mare. La anul, dacă nu plec iar în Miami, merg la mare. Place la noi, că aici vedea chestii, ceea ce în America nu poți să vezi. Înțelegeți ce vreau să spun? Da. Uite, cu telefonul pot să mă uit și dacă e cineva în spatele meu. Față am vedere, în spate văd cu telefon. Tot unde am ajuns, așa urma trapezului, de sunt pe trapezului. Și Teodor Paladi, fac stânga pe 1 decembrie, pe bulevard. Vedeți? Lumină peste tot. Cum era Miami. Deci nu e întuneric. Cum era... Din Texas era întuneric unde am fost. În Colorado, nu mai spun. În Idaho. Era frumos acolo, la capitala Boise. Lumini, frumos. Magazine. Și e liniște noaptea, poți să filmezi ziua, mai dai de unul, mai dai de altul, mai face unul gălăgie, mai nu știu ce. Așa noaptea, uite ce frumos, poți să filmezi, nu te deranjează nimeni. O iau așa spre circa 13, spre poliție. O, da, plin de mașini, plin de mașini. Ia ce scrie aici. Staționarea, amendă între 5 milioane și 10 milioane atunci când fac ei curat, cred că. O tâmpenie de semn, de... Ce-au scris aia acolo. Uite, și o grădiniță. Și o mașină de poliție, cred. Ce fac ei acolo? La pândă? Hai că nu o să filmez tot drumul. Și caută loc de parcare. Ia uite, și astea de la stradă se plătesc acum. Deci, locuri de parcare 4-5 milioane de plătit pe an. Vedeți? Că fac jigodii de bani. Parcări trebuie să fie fără plată la blocul în care locuiești. E suficient că plătești casa, impozitul la casă. E mașina de poliția. Ia, mă oprește pe mine, ce? Mă așteaptă pe mine. Ce-i cu aia acolo?
făcut cineva sesizare. Uite, vreau că se ducă în blocul ăla din stânga. Uite aici. Probleme ceva? Aș traversi și pe partea cealaltă. Am oprit aici. Într-adevăr, erau frumoase filmările din Miami, din Texas, cele din Dallas. Am văzut că v-ați uitat o grămadă și v-au plăcut. Într-adevăr, aici, în București, ai ce să filmezi, dar nu ai tot timpul la dispoziție, că mai treabă, mai mă duc la curte, mai fac acolo filmări. Așa, să filmez tot timpul pe stradă. Eu filmez tot timpul pe stradă, dar poate vă plictisiți. Și dacă vă plictisiți, asta e. N-am ce să fac. Mutați pe celelalte canale, unde e circ și panorama. Înțelegeți ce am vrut să spun? E cel mai ok să faci filmări singur, să vorbești, să îți dai cu părerea de ceea ce vezi și la șatră, bineînțeles. Sunt prietenii mei, dar v-am spus, când se poate să ne vedem, ne vedem. Când nu, eu nu am insistat niciodată să mă văd cu ei. Nici nu au insistat, sau probabil că au insistat când au avut nevoie, dar nu contează asta. Că na. De acum încolo fac ceea ce și făceam și înainte, ceea ce îmi place. Nu deranjez pe nimeni, nu mă deranjează nimeni pe mine. Am unde să locuiesc, n-am nevoie să mă duc nu știu pe unde, mă descurc. Și poate o vacanță prin afară, pe undeva, prin Europa, să vedem când și dacă e. Aș vrea să merg cu mașina, să plec din România. Așa, da. Acestea fiind spuse, vă doresc sănătate tuturor și libertate, că sunt cele mai bune decât toate. Și să faceți și niște bănuți acolo, fiecare cum puteți. Eu sunt mulțumit să am strictul necesar. Nu vreau bogății. Nu sunt disperat să fac mulți bani. Îi fac așa cum pot și suficient încât să am ce pune pe masă. Asta contează cel mai mult. Dacă n-ai ce pune pe masă, să stai să te împrumuți, nu-ți dă nimeni. Eu am mai dat pe aici, pe acolo, dar nu-i bine să împrumuți. Credeți-mă că nu-i bine. De la împrumut, de la bani, unde se ajunge? La ceartă. Și așa e. Hai să închid și clipul acesta. Nu știu câte minute am filmat și 10 minute dacă am filmat. E ok. Nu fac o jumătate de oră, că n-are rost. Când eram la Miami, aveam ce să filmez. Salutare, prieteni! Vreau să vă întreb și eu pe voi. Câți dintre voi care mă urmăriți mai mereu, câți dintre voi credeți că soția lui Leo a depus actele pentru divorț? Să vă spun și eu, părerea mea este că nu a depus niciun act. Nu cred.
și o solală e mult și bine pe tema asta. Înțelegeți? Deci nu cred o iotă. Nu știu dacă au fost căsătoriți, adică eu asta am spus mereu. Vreau și eu părerile voastre. O să încerc să răspund la și la comentariile de acum 4-5 zile, dar sunt foarte multe și nu mai am răbdare, așa că sunt foarte multe comentarii, dar o să vă răspund, promit. Chiar o să vă răspund. Că sunt numai comentarii pro. Și îmi dați dreptate și unii dintre voi spuneți că sunt singurul care spune adevărul. Poate mai e cineva. Eu știu, eu spun și eu ceea ce știu, cât pot și ce e de spus. Că nu mă interesează viața privată a nimănui. Da, că să-mi dau cu părerea, pot să-mi dau cu părerea. De ce nu? Fiecare este liber să ne dăm cu păreri. Atâta timp când nu jignești și nu dai în cap la nimeni, e ok. Dacă sunt oameni frustrați și vorbesc aiurea, este problema lor. Eu nu vreau să jignesc, că nu am de ce. Dacă sunt jignit, te-am taxat. Mai degrabă te-am mâncat. Să fiu atent la traversat pe aici, la traversare. Chiar îmi doresc să-mi comentați, să-mi lăsați și mie părerile voastre. Sunt curios câți dintre voi cred acest lucru. Și dacă ar fi adevărat, să zicem așa prin absurd, mare șmecherie, un act de la, ai văzut că nu te ține unul lângă altul, că ei toți separați sunt, cum era și înainte. Cât au locuit ei împreună, așa, maxim. Pentru că leu ați văzut, se duce în stânga, se duce în dreapta, se duce peste tot. Ea nu face față, pentru că, na, ați văzut că nici la ea acolo nu primește pe nimeni decât pe el, atât. Adică, n-are acces absolut nimeni acolo. Și e frică că dacă l-aduce pe leu acolo, o să vină și ăla, și ăla, și ăla, cum sunt țigani. Unul câte unul așa. Hai că vine mama, hai că vine băiatul, hai că vine nepotul. Și normal că nu-i place. A, dar ți-a plăcut să faci bani pe spatele lui. Acum face pe supărata, că nu, cum a zis, mă, nu mă împac una cu două. Deci cu alte cuvinte o să-i mai răspundă și faza cu blocatul numărului, nici aia nu cred. Deci nici aia nu cred. Dar trebuia să spună cumva că i-a răspuns, ca să dea și răspunsul lui. Ați văzut? Așteaptă să-i facă Leo filmări, să-i facă subiecte, pentru că ea, ce să zică ea acolo, că, na, majoritatea dintre voi care v-ați uitat la ea sau care vă uitați la ea, vă plictisiți. Și acum Leo îi face, cum să zic eu, stați așa, așa ca să ajung la lumină. Îi face curul mare acum. Că ea doar așa poate să mai tragă ceva de pe spatele lui Leo. Vizualizări, filmări, ridicarea canalului și o parte din casarii lui Leo, când o să fie pe 22-23. Sigur, Leo am nevoie de nu știu ce, Leo i-a dat și toți banii. Mi-au cam aminte, înainte să intre în pușcărie, Leo i-a și spus, îți dau tot ce câștig eu, numai să stai cu mine. E bună, dar te plictisești să stai mereu cu aceeași persoană. Și mai ales dacă acealaltă persoană nu simte nimic. Tu, na, simți să ce? Să-i dai bani atât? Acolo nu e iubire. Dacă era iubire, era iubire. Și eu aș fi apreciat și eu și aș fi spus, bă, într-adevăr, are o soție. Și dacă nu era în acte, spuneam, bă, e soția lui. A fost și la bine și la,
La rău, lângă el acolo, lângă soțul ei. Dar nu e așa. Ea este în stare sau se laudă? Laudă pe aici, pe acolo. Că vezi, Doamne, ce aici, pizza? 20 de lei pizza, unde scrie? Se laudă pe aici, pe acolo, că... sau insinuează, sau bate apropouri, că vezi, Doamne, ea a avut cea mai mare grijă de Leo. Că îl încălța, îl îmbrăca, îi dădea medicamentele. Da, mă, atunci când era el mai bine, nu? Dar când a fost mai rău, asta nu mai spune. Dacă să luăm așa, Alina a fost lângă Leo, numărul 1, a fost patroana, a fost și Mihaela, Olga a fost. Eu nu mai vorbesc de mine, că nu vreau să mă laud, mare brânză n-am făcut, dar eram și eu pe acolo, da? Ceea ce despre ea nu pot să spui că a fost, când a fost lui Leo cel mai greu. Perioada cea mai grea a lui Leo a fost în penitenciar. Și tu n-ai fost acolo lângă el. Că te-ai dus la Severin, că te-ai dus la Timișoara, ce te-ai dus? Să vezi tu unde sunt penitenciarele. Dar nu te-ai dus din suflet și cu mâncare la el, cu nimic. Că mi-a zis Leo să nu duc nimic la eu să-l vizită. Nu, Leo n-avea nevoie de mâncare, mă. Și că spunea că dă câte 500 de euro pe lună. Minciuni gogonate. Hai, că deja mi s-a acrit. Dacă ești urmă așa, ea spunea că Leo nu a așteptat-o cu nimic în ultimii 2-3 ani. Nu mai spun de mașină, că nu știu 100% dacă e de la Leo, dar ea a insinuat că a primit cadou de la ea. De Valentine's Day, nu știu. De ziua îndrăgostiților. Vă dați seama. Dar ce așteptări mai ai de la omul ăsta, măi nene? Că el a ieșit din pușcărie fără niciun ban, da? Și cu probleme de sănătate. Ce așteptări să mai ai? Ce vrei să-ți facă, să-ți dea? Tu ce ai făcut până acum? Ai stat. N-ai făcut nimic. Chiar nimic. Hai că am treabă. Bam, bam.